Oameni buni, acum membrii cublului de grataragii și de pescari stau cu sufletul la gură pentru că busul vine cu vești despre vreme. Hai că să-l primim cu aplauze pe prietenul nostru, Busu! Te simt hotărât, Busu, te rog frumos! Bravo, Busu! Am auzit cu grataragii, da. Vreau să-i anunț că... Mâine, ce-i mâine? Sâmbătă. Mâine avem 26 de grade maximă națională. Deci e bine, soare. Da, da. Soare în București. Până alte părți e cam deranj. Adică e deranj până nord, nord-est, centru. Pot fi și căderi de grindină și vijelii. Vântul la munte poate să ajungă pe la 70 de km pe oră, deci bate tare. Dar doar în partea aceea, nord, nord-est, centru, mai sunt ploi, în rest vremea arată mult mai bine. Duminică, da. Țineți-vă bine, maximă națională 29 de grade. Aplauze, voi, Busu a reușit, 29 de grade. Bucureștiul are o vreme foarte bună. Deci duminică e raiul în București. N-ai probleme. Luni 28 de grade maximă națională. Nu, no, ți-a mai venit... Da, pe la București... În fire. Mâine avem cam 26, parcă, duminică vreo 28-29. Busu, pe noi ne interesează soare, tati. Luni, e frumos, da, nu plouă, și luni și marți e frumos. Doamne ajută, asta contează. Și marți e bine în București, avem până la 31 de grade marți. Bravo, mă, Busu. Băi, Busu, deci vreau să spun că la mare e foarte frumos, bine, la mare bravo, e bine. Bravo, Busu, bravo. Temperaturile nu sunt chiar foarte ridicate până în... Duminică avem până în 23 de grade, marți tot așa până în 23 de grade. Deci ușor, ușor, Busu, gata. Dar începe să arate destul de bine vremea. Mă rog, acum mai avem și ploi pe aici, pe acolo. Băi, Busu, cu ploile astea, te rog frumos, tu ai văzut ce s-a întâmplat în Chiajna? Am văzut, da, nu în Chiajna, am văzut ce e pe nord-vest. Bine. Pe acolo, pe în zonele cu inundații, e nenorocit. Uite, Busu, dar asta e în Chiajna, da. Da. Uite tu ce cartier frumos... Ce blocuri minunate, da. Și ce străzi de cum să zic, cum zice turcul, Rahat. E una dintre cele mai bogate comune din România. Da, știu. Și uite tu în ce hal arată. Băi, nene, cum străzile, să ai, mă, cartierele astea, blocurile astea ai, construite frumos și astea se numesc când se prăbușește pământul, se numesc doline. Dar acolo nu e o dolină, e o ceva, o stradă făcută foarte prost. Da. Și s-a prăbușit în ea însăși pentru că e făcută prost. Acum întrebarea oamenilor de acolo ar putea fi, domne, blocurile sunt făcute bine totuși? Păi aia e întrebare, da, întrebare ajutătoare. Băi, Busu, da, uite-te și tu, blocuri noi nouțe și cum să fie așa? Un cartier întreg de blocuri, foarte mișto arată, da. Blocurile îmi plac, arată foarte bine, dar uite tu ce străzi. Nu poți să crezi, mă, așa ce, uite, altă, băi, Busu, altă aici. Znamenie. Deci asta sunt Chiajna, acum câteva băi, zile. Dă-o încolo de treabă. Ieri în Chiajna, ieri, chiar ieri. Și dacă se apucă un locuitor de acolo să facă strada, îl arestează și îl amendează și îl bagă și la pușcărie că și-a permis să facă stradă, mă. Lasă, auzi, Busu, că... în România ce se întâmplă, mă. Băi. Busu. Rămânem tot aici pentru că românul face haz de necaz și vreau să vezi ce s-a întâmplat la câteva ore în Chiajna, după ce s-au scos mașinile din gropi, după ce oamenii și-au dat seama, bă, asta e, haide să vedem cum rezolvăm treaba, da? Păi n-au oamenii cum să rezolve treaba decât făcând sesizări la primărie, da. Pe care o doare în cot, ce să zic. Unde? În cot, e, în cot. Cot, am zis cot. Păi unde în cotul râului, cotul Donului. Am știi înțeles. Că acolo e. Haide să vezi totuși ce s-a întâmplat, pentru că românul face haz de necaz. Ia. După ploaia asta de ieri din Chiajna, ia privește materialul ăsta. A, da, cu băiatul. Final de partidă astăzi, 20.05.2021. Suntem pe Balta Salcâmilor din Dudu, Chiajna. După cum vedeți, a fost o zi superbă. Întrebăm pe domnul pescar, care a fost captura astăzi? Nu prea am avut succes. Slab de tot, nu? La ce ați dat? La caras. Nu, cam omeală. Cam omeală. A, la pâine. La pâine. Și pat? Ați făcut pat de nadă? Cu am ce? Cu porumb? Cu porumb. Am încercat cu porumb, nu? Și n-a vrut. Nimic. A tras ceva de Angola. Mai veniți la noi pe baltă? Mai vin, uite, acum mai aștept un pic. Poate trece, dar nu cred. Am înțeles. Dar v-ați distrat, nu? A fost relaxant, da. A fost...
Chiar am venit cu speranțe că o să prind ceva, dar totuși nimic. Nu știu ce s-a întâmplat. Mai încerc. Se poate porumb a fost de vină? Trebuia să faceți spadă-nadă cu altceva? Intrăm în detalii care nu cred că ar dori ascultătorii să afle. Da, mă scuzați. Așa. Bine. Ce? Vă urez o seară plăcută. Nu vreau să le spun secretul meu. Mulțumesc. Da, să trăiți. Da. Cum pescuia, mă, pe șanțul de la... Chiar pe stradă, busul. În fața curților, mă, băi. Nu, nu era mai în șanț, că dacă era apa în șanț era bine. Era toată strada din Chiajna inundată. Da, era toată strada inundată. Și omul ăsta, cu un simț al umorului fabulos... Mișto, oameni. Foarte mișto. S-a pus cu undița acolo și a început să dea la pește. Care pește, de unde să vină el? Că pe străzi... Băi, busul, bă. Să alți pești pe străzi. Tu dai seama de la ploaia cum s-au rupt, cum s-au rupt străzile. De pești. Ce să mai vorbești, mă, Cătăline? Ce să mai discuți, mă, despre cum s-au rupt străzile? S-au rupt străzile, bun, am înțeles. Dar de ce nu merg semafoarele în București cu o săptămână înainte de a începe ploile? Când plouă, știu, iau această scuză, că a plouat și s-a oprit semaforul. Dar cu o săptămână înainte, când era frumos, era bine, s-au oprit toate semafoarele. Și astăzi, semafoarele în Dorobanți nu mergea niciunul. Dar nu merg, mă, semafoarele în București, în general, mă. Păi de ce nu merg busul? Că păi ce nu s-o pute și când plouă? Eu de unde să păi știu în Elveția când te duci și plouă și ninge, merg semafoarele. Păi da, dacă în Japonia când ninge, au niște duze până care iese un lichid care topește zăpada instantaneu. Și ei n-au niciodată zăpadă pe stradă. Ai văzut? Da. Șmecherie de Ilie. Asta e șmecherie. Ce ai făcut, mă? Hai, las-o cum a căzut că... Da, bă, băi, Busu, suntem praf, iartă-mă că zic. Suntem praf, praf și pulbere. Praf de stele suntem. Praf de stele. Suntem varză, suntem duși și nu mai avem nicio speranță. Din băi, păcate. Nene, deci cum se arată străzile astea cu blocurile construite, semafoarele care nu merg, în fine, Busu. Te-ai necat? Nu, nu, aveam niște gâșpiță. Am gâșpiță, din când în când am gâșpiță. Am crezut că vrei să expectorezi nu, pe nu, problemele nu. Astea. Nu, pe, pe portocalele tale. Nu, 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 ziceam pe ce, discuția noastră. De nici asta nu merită. Aceste nenorociri nu merită nici să scui pe ele, până la urmă. Busu, vreau să-ți arăt totuși cu vaccinul, cu COVID-ul. Da, eu știu că e un cetățean. Un cetățean, întreg la minte, zice el, dar noi avem îndoieli mari în legătură cu asta, nici care s-a dus să-și facă al doilea rapel, adică să-și facă al treilea vaccin. Da, exact, că el se simțea bine, era ca vampirul, știi? Nu, a început să vadă când, mai bine. Da, a început să vadă mai bine, a început să aibă articulațiile, să aibă... nu mai avea nicio bă. Și ca aia, ca, cum o cheamă, contesa de Bathory, știi? Da. Când a împroșcat o tânără, i-a pălmuit-o și cu unghiile i-a dat sângele pe față și aia a împroșcat-o cu sânge. Și a observat, ea avea, era cam buboasă, era cu coșuri de-alea, avea o de-aia infecțioasă de coșuri, știi? Și când i-a dat cu sânge pe față, a început să se refacă fața. Și a zis, hopa, băi cu fete, băi cu sânge de gagici. Și a strâns 600, ci că a omorât, ca să le ia sângele să facă baie în sângele lor. Contesa de Bathory. E o legendă, mă rog, acum nu știu dacă e adevărat. Dar și vampirii. Vampirii beau sângele că se simt mai bine. Deci omul și-a făcut vaccinul a treia oară. El e vampir. Doză. Vampir de vaccinuri. Dar de ce mă busu? Deci omul a zis, dom'le, am început să văd mai bine articulațiile, uite aici cum se mișcă. Nu că a zis că se duce să și-l facă a treia oară și l-a și făcut a treia oară, nu ar fi o nenorocire. Dar a zis, a, păi mă duc și a patra oară. Și l-au prins. Da. Până la urmă. Și l-au dat acasă. Nu știu dacă l-au dat la nebuni sau l-au dat la... Nu știu, mă, Busu, dar câteodată băi, suntem și de nebuni. Suntem. Câteodată... Bă, dar dacă omul se simțea mai bine, ce putem să zicem? Ce putem să-i reproșăm omului? Că a luat o doză în plus de la altul? Că numai asta poți să-i reproși. Altceva nu, nu cred. Deși cred că statul are suficiente doze. Nu cred că duce lipsă de doze. Se fac maratoane pentru vaccinare și... Am văzut și eu. Mulțumesc pentru invitație. Busu, te mai așteptăm cu mare drag. M-am distrat foarte tare astăzi cu tine. Dar nu știu de ce...
Asta cu străzile, nu, nu mint. Nu-mi iese la socoteală nici cum, bă. Da, mă, în Chiajna, ai văzut. Ieri. Nici cum, frate. Comună bogată. Nu e una vorba, dintre cele mai bogate. Nu e vorba că ar fi un loc uitat de lume. E o comună, frate, cu... Deci s-a rămas asta cu comună în cap. Mi-a rămas și nu știu ce face domn primar de acolo. Cine e primar? Nu știm. Unul care a ieșit la primărie. Că așa a fost lui norocul. Mă, Busu, acum n-a... Bă, asta ține de primărie, iartă-mă. Asta ține de primărie, nu te supăra. Pe bălțile. Nu te supăra, ține doar strict. Nu mă supăr, Busu, ce treabă am eu. Strict de primărie, ce să mai discutăm. Și domnul primar de acolo, fă ceva, nene. Fă ceva, tataie, că nu e bine. Nu știu câți ani ai, poate nu ești tataie, poate că ești mult mai tânăr ca mine, dar fă ceva, că nu se mai poate așa. Pe bune. Busu, hai, te pup. Îți mulțumesc mult. Mersi. De tot. Eu îți mulțumesc. Pa. Te pupăm.